Deacule, trebuie să câștigăm și anul ăsta parohia. Sigur, părinte, cum să nu câștigăm? O să câștigăm tu-i Paștele, mă, să ne luăm banii stului grijania mânila. Le luăm, găsim noi ceva. Deacule, bere. Timpul Sfinția ta. Părinte, părinte! Ha, bată-te, ar crucea țigane! Am adus niște moaște. Ce moaște țigane, fii răi dracoacioară? Sfinte, hai, părinte, dă-mi un milion. Dă-mi și mie măcar un milion. Moște, le-am găsit în tramvai. Le furacioară, dracu, în tramvai l-am găsit să-și orbesc, păi dă-și tu un milion. Pentru ce să-ți dau un milion, măi? Am 17 copii, măi. Dar ce 17 cioare, tu ești noie? Parcă aveai 16. Da, mai ești ăla micu. Dar ți-ai pus icrile ca șalău spurcat, dracostie, eșoară. Ce să fac, părinte? De la Dumnezeu, voia lui Dumnezeu? Voia satanii, da. Hai, părinte, nu fi așa, mă. Părinte, moaște sfinte, părinte. Spune, dă niște mărunți la boritura asta. Dă-mă niște mărunți și mie, mă. Măi, deacule, luni sunt alegerile la parohie. Da, părinte. Atunci du-le și scoate-le la pupat. Am înțeles, părinte, organizăm o pupătură. Pupătură să fie pentru proști. Deacule, ia scoate tu ce slovă nemuririi. Rotula lui Manase. Nu, e, părinte. Nu. Nasul Sfântului Anton. Nu. Oasele de la piciorul din stânga a Sfântului. Esența Sfântului Zebedei. Nu e, părinte. E cum nu e? Dacă zic eu, asta ce e? Dacă zic eu, îi! Cheamă așa, dă vorbă în sat. Cheamă ProTV-ul, cheamă OTV-ul, cheamă Truda TV-ul, cheamă Trinitas. Cheamă-i pe toți, cheamă și pe aceia care iau bani să-l facă de căcat pe Băsescu, cum le zice? Antena 3, părinte. Antena 3, cheamă-i pe toți. Am înțeles, părinte. Strânge-i cât poți. Auzi, Deac, câți bani ai dat la borătul cealaltă de țigan? Un milion, părinte. Păi, trăsnite să te trăsnească un milion, dracu, să-l iei, să vină tot să lucreze la mine, să tai lemne, dracu, să iei de borăți. Nu-i mai încape pământul. Dumnezeu, mamei lui. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Marișca Gherbe Fugăsând de la Truda TV. Ne-am adunat la parohie, unde sute de mii de oameni au venit să pupe moaștele Sfântului Zebedeu. Domnule, ce se întâmplă aici? Doamnă, ce? Ai să o păzăsc pe bună să nu se dea careva la ea. Cum adică să nu se dea careva la ea? Ce? Ani să am grijă de fraiera asta, să nu-i tencuiască careva scorbura. Să nu-i dezmorțească careva meduza. Să-i bage careva hiriboiul în șovârnogă. Cum să vă mai zic să mă înțelegeți? Discutăm cu plutonierul Iliuță Curmezan. Sărămâne, domnișoară, scumpă. Vă este greu să țineți mulțimea în frâu la o asemenea ocazie? Eu vreau ordine și disciplină. Ăștia sunt niște, ia stâmpărat niște sălbaci, domnișoară. E, asta-i, că vorba aia, n-avem cu ce intervenționa, n-avem ce faci. Circulați, babelor, nu avem vrea să ia aiurea aici, așa, proforiu. Domnule, ce vă doriți de la moaștele Sfântului Zebedeu? Blecerul meu a plecat la București să-și facă echipa de fotbal. Și s-a dus cu toate oile, s-a dus la oraș, și lăsat în pula gol. Fută-l Dumnezeu să-l fută, de ordinar, și de guloi pe rar, și de... Și eu dat de pula gol. Gata, măi! Gata, măi! Pe te-a luat, măi! Și-o vin, și noi suntem la